Fostul președinte al Consiliului Județean Olt a fost purtătorul de mesaj al consilierilor opoziției care s-au opus proiectului ce prevede înființarea postului de administrator public al județului. El l-a acuzat pe șeful administrației oltene că vrea să-și delege atribuțiile pentru a se putea ocupa de campania electorală. Este un efort financiar de aproape 4 miliarde de lei vechi, lucru cu care noi putem să facem multe alte investiții în județul nostru. Nu se justifică. Asta e pentru clientelismul dumneavoastră politic. Președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, a negat acuzațiile aduse de adversarii politici și a pus necesitatea înființării postului pe nevoia unui specialist care să facă echipă cu directorii instituției și să coordoneze și să gestioneze proiectele pe fonduri europene. Pe lângă ajutorul vicepreședinților care sunt la fel ca și mine veniți politic, avem nevoie și de un specialist care să facă împreună cu aparatul Consiliului Județean, să facă o echipă și astfel încât să reușim să atragem cât mai multe fonduri europene. Proiectul privind înființarea postului de administrator public al județului a trecut la vot. El urmează să fie ocupat prin concurs. Pentru salarizarea viitorului administrator al Oltului s-a propus pentru următorii 4 ani suma de 40.000 de lei.